și vom avea o repoziționare. Incredibil, Gary Wilson reușește snookerele și... prima semifinală avem parte de repoziționarea bilei negre într-un joc decisiv. Așadar, este prima semifinală a Open-ului scoțian, cea dintre Gary Wilson și Joey Long. Scorul este egalitate 5-5 și avem bila neagră repoziționată. Care poate juca cu manta acum Joey Long. Să vedem manta la buzunarul de mijloc. Nu. Cât de aproape a fost. Inima bate foarte tare pentru ambii jucători. Este presiune imensă. Să vedem, oare va ataca la buzunar Gary Wilson. Nu este deloc o lovitură ușoară. Dacă ratează, ar putea pierde meciul. A preferat lovitura de siguranță. Nu poate fi deloc învinovățit Gary Wilson, a luptat. E de înțeles că nu vrea să-i ofere o ocazie ușoară lui Joey Long. Ar fi o ocazie cu trei mante la buzunarul de mijloc. Iar dacă nu ajungem buzunarul de mijloc, bila neagră va ajunge oricând pe manta inferioară. Foarte bună lovitura din partea lui Gary Wilson, a mesei, în jumătatea inferioară, în jumătatea superioară, sau invers. Acum, în snookerul modern, să-l numim așa, preferă să ducă bila neagră pe o jumătate. Va ataca la buzunar această bilă neagră cu siguranță. De aproape a fost din nou și prima oară a fost aproape de buzunarul de mijloc. S-a asigurat că îi va lipi bila albă de manta inferioară lui Gary Wilson. Are nevoie să încetinească bila. This has got to be one of the greatest Houdini acts in the history of the game. If Gary Wilson can pot this black. Come on! It's there! Incredible! These two players have served up a Christmas cracker of extraordinary drama. Almost unprecedented in the history of the home nations. Zhou Yulong had Gary Wilson needing three snookers.